Salutare prieteni! În urmă cu câteva zile discutam împreună cu istoricul Cornel Jurju despre eroina anticomunistă de la Cluj, Doina Cornea. Astăzi tot cu Cornel Jurju vom discuta despre un alt erou al luptei anticomuniste, este vorba de Teodor Șușman. Cornel, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că ai acceptat să ne revedem după discuția cu Doina Cornea. Iată că avem prilejul să discutăm despre o altă epocă istorică, vorbim de alții ani, de anii de început a instaurării comunismului și despre un om care s-a remarcat drept unul dintre cei mai importanti lideri ai uh, moților din zona Răchițele. Teodor Șușman a fost primar în Răchițele. Da. De fapt, vorbim de aceeași epocă și cam de aceeași problematică, respectiv comunism versus comunism și din uh, asocierea asta Șușman-Doina Cornea uh, mi-a trecut prin minte un gând, o considerație, anume că totuși, deși Uh, au fost diverse păreri la adresa românilor că nu s-au ridicat împotriva comunismului. Nu ridicat. Și noi, față de noi înșine, am fost destul de nedrepti, ca să zic așa, chiar din această înșiruire. Șurmăn, Doina Cornea, două personaje de aici din zona noastră, vedem că totuși românii au avut o anume fibră și reacție. O da, față clar. De, păi, de, față meu, de doctorul Iosif <coughs> Capotă a fost unul dintre liderii grupului Capută de Jeu care s-a luptat cu comuniști, a plătit cu viața acest lucru tatăl nașului meu de cununie vorbim aici de părintele Tiberiu Marțian uh -huh. a stat 12 ani în închisoare pentru curajul de a înfrunta comunismul a fost a primit titlul de prelat papal din partea Și papei că... Ioan Paul al II lea pentru sacrificiul său. Deci oamenii s-au sacrificat în familia mea am exemple, cred că și acolo, din zona din care vii tu, din Vedeciu, sunt foarte multe exemple de oameni care s-au opus comunismului, eu, oameni eu, care poate nu eu, sunt da, așa de cunoscuți. Da. Eu un sat, oricum, din apropierea Huiedinului și Huiedinul a fost, într-adevăr, una dintre cele mai, sau în zona Huedinului a existat una dintre cele mai importante reacții anticomuniste în anii 40 și 50. Acolo a fost și grupul Șușman, acolo a fost și organizația anticomunistă Capotă de Jeu euh, despre care ai vorbit. De fapt Teodor Șușman euh, era din localitatea Răchițele, Iosif Capota din Margău. Adică da, este doar satul scrimflăsinet <coughs> între ele. Doar. -o. Ei se și cunoșteau de altfel. Da. Uh, Cred că au și luat legătura unii cu alții. În perioada alegerilor, alegerilor din 1946. Pentru că era foarte clar că au colaborat da. și ei au făcut fost, campanie electorală dar, împreună. Dar ei au fost opozanți ai comunismului în aceiași ani. Da. Uh, organizația Capotă de Jeu s-a constituit în 1947-48. Iosif Capota a stat în satele din apropierea Huiedinului până la rest în decembrie în 1957. Uh, grupul Șușman, iarăși, a fost în activitate uh, din 1948 uh, toamna anului 48, până în 2 februarie 1958, când uh, feciorii lui Șușman, Avisalon și Teodor, uh, au fost surprinși de trupele securității, în acea șură din uh, Tranișu, care a fost incendiată și foarte Ce -au probabil cei, cei doi au ars, au, au ars de vii, uh, fiind una dintre cele mai uh, tulburătoare și uh, uh, răscolitoare uh, Scene a ceea ce a însemnat rezistența anticomunistă din munții României. Pentru că după ce incendiul s-a terminat, securitatea a rămuit prin cenușă, a găsit cele două cadavre aflate într-un stadiu avansat de carbonizare, le-au împlântat sau le-au pus în zăpadă și apoi le-au fotografiat cu cele două să zicem, inscripții, banditul Avisanoșu și m-am scris de sub banditul Teodor Șușman, Eu nu știu cum iau diferenția pe cei... bandiți, erau cei care au făcut noi. fotografiile și care au dat foc uh, șurii. <coughs> uh, da, Teodor Șușman. Haideți să vedem cine a fost Teodor Șușman. Să vorbim Hai, câteva <coughs> cuvinte despre personalitatea acestui erou. Un personaj uh, ieșit din comun, de poveste, după părerea mea. El uh, -a, a fost un țăran. Aparent simplu. Dar a fost un țăran ță, curajos, a fost un a fost un om inteligent, înțelept și cu o nume abilitate. Uh, și a fost un om uh, în a cărui viață, pe lângă el și familia lui, a mai existat ceva. Comunitatea. Mi se pare că el va face parte din aceeași tradiție ca și cea din care proveneau Horea și Avram Iancu, pe bună. Serios, chiar mă gândesc foarte, foarte tare că dacă i-ar fi avut un nepot, ar fi fost ca și Teodor Șușman. Legătura categoric poate fi făcută. Șușman s-a manifestat în același spațiu geografic, în același spațiu social, în care și atitudine. pe Horea, Cloșca, îl găsim pe Avram Iancu. Nu găsesc deloc forțată această asociere, chiar dacă vorbim de personaje la diferență de, mă 160-70 de, de ani. Și eu chiar am scris am un studiu în care am văzut atitudinea moților în perioada instaurării comunismului, plecată și răsărită din aceeași dârzenie din aceeași forță de a-și apăra stilul de viață și valorile. Și valorile pe care e, o întâlnim probabil în epoca la Avram sau a e, revoltei țărănești, a țărănești. Și trebuie să la că, așa cum Horea -a. a mers la Viena la împărat oh. și Teodor Sușman a plecat în audiență la regele Încă României o la Ferdinand. Extraordinar. Dar cum ajunge el da. acolo? Haideți să vedem. Deci el, uh, cum ajunge dintr-o familie de țărani înstăriți da. muncitori din Răchițele. el nu era într-o familie înstărită. Era într-o familie de oameni simpli. Și a făcut uh, el averea. Uh, atâta cât a existat ca avere. Ceva a reușit. Uh, dar el în primul rând a fost un om, cum ziceam, curajos, înțelept, l-au ales primar. l ales primar. La primar uh, din, din și era perioada de după unire, de după primul război mondial, se vorbea de reformele agrare, că oamenii țărani își vor primi, vor primi proprietăți, păduri, ceea ce nu se întâmpla în Apuse. Nu se întâmpla. Și atunci uh, au existat niște proteste pe care le-au organizat și la Huedin, la Cluj, în, a venit cu opt 800 de oameni de pe munte care își cereau drepturile și ele erau în fruntea lor. Uh, și într-un anumit moment, în 1925, împreună cu uh, Amos Frâncu, cu protopopul huiedinului Aurel Munteanu, au mers la București, au fost primiți de majestatea sa, regele Ferdinand, uh, și el și Șușman, ca reprezentant al moților, și-au spus acolo uh, dorințele și aspirațiile. Și au fost ascultați. Și au fost ascultați. Fo și, și S-a și întâmplat în proprietărirea cu pășuni. Dreptul să-și pășuneze turmele exact, pe marginea drumului e, și așa exact, mai departe. Exact, și cu parcele de pădure, satele și, și familiile din e da, zona Pusenilor. Pentru că Ferdinand al României a fost mai mare decât Franțio Iozef al Austro-Ungariei, da. pentru că, în timp ce Franțio Iozef al austro a pierdut un imperiu, Ferdinand I a construit un regat. Da, ne întoarcem din nou la monarhie, da. precum în. <laughs> discuția de, de acum uh, câteva zile. E, în orice caz, uh, Todor Șușman a ajuns un om care s-a bucurat de prețuire și de prestigiu, și nu numai răchițele, ci într-un spațiu al apusenilor mai larg, cel puțin cuprins între orășelele de munte, Câmpeni, huedin uh, sau, sau Beiuș. Oamenii spuneau, și în aceste supranume vedem modul în care se raportau la el și modul în care personajul Șușman era conturat în imaginarul uh, sătenilor de pe munte, și oamenii spuneau Regele Munților, poate tocmai pentru că știau <laughs> Ca că pusese la, la poli, Rege, da. Da. Uh, sau Tatăl Moților. El mai făcuse un lucru ieșit din comun care a tras atenția lumii de, de pe munte. El avea casa un versant care pleacă din centrul de de al localității Răchițele. Un marge așa mai spre dreapta. Da. E bine. El acolo și a făcut o grădină de pomi fructiferi, atenție, pe un versant de munte în Apuseni. A plantat acolo vreo 300 de pomi. Lângă fiecare pom a pus câte un stup. Câte o familie de albine. Avea 290 de familii de albine. Casa lui nu era ieșită din comun, era o casă moțească, relativ comună. Dar pentru felul în care și-a organizat grădina și gospodăria, răchițenii ziceau, sau acelei gospodării a lui, răchițenii o numeau Raiului Șujman. Sunt câteva elemente care cred că, de fapt, compun această imagine a personajului care avea o influență mare, nu doar asupra celor din rechițele, ci spun încă o dată, într-un spațiu al apusenilor mult mai extins. Și, nu, Și tocmai da. de aceea, în momentul în care se instaurează comunismul, el ajunge, să zicem așa, în, în colimator. Colimator, da. Și deci el regimul. era un democrat, nu era nici de cum legionar, nu era cu extrema dreaptă. Sușman nu avea 100%, niciun fel de 100%. 100%. apetență el, către extremism. El, și el era grecu catolic la fel ca și El lui nici măcar nu a fost afiliat politic, dar a fost primar în Răchițele, în perioada mai mult a liberalilor, apoi la alegerile din 1946 i-a susținut pe țărăniști, a susținut partidul lui Iuliu Maniu și legat de legionari, în 1900 40 când e legionari la putere, el îi da jos în da. funcția de primar. Uh, și, mă rog, susținător al uh, legionarilor în respectiva, respectivele luni de guvernare, uh, în Rechițele era Suciu Pașcu, care după aceea cel se face care, face ca și pepenele ei, verde pe din afară, roșu pe din Cel care în 1945 este numit de comuniști primar, din nou în locul lui Șurman, pentru că în timpul războiului Șurman, din nou, uh, sau ajunge iarăși primar în, în uh, Rechitele și apoi acest Suciu Pașcu devine uh, prin... foarte răzbunător, da. uh, uh, face o vendetă din personajul Teodor Șușman uh, și în felul acesta se ajunge, prin implicarea directă a acestui Suciu Pașcu, care devine omul comuniștilor în Rechițele, Teodor Șușman ajunge să ia pușca în spate și să se ridice împotriva Regimului comunist, în 1948, e urmat de trei dintre feciorii lui. Unul dintre ei uh, a fost prins, a fost arestat. Da, uh, de alți câțiva oameni din Răchițele și așa începe, de fapt, o dramă incredibilă, incredibilă cu totul, a uh, familiei Șușman. Trebuie să spunem că, mă rog, comuniștii au vânat uh, până când uh, am ajungem la acel a acea tragedie, la acea dramă petrecută în șura din Tranișu. Și de asta trebuie să spunem că răzbunarea lor a mers atât de departe încât n-au mai, mai lăsat piatră pe piatră din gospodăria lui Șușman. Păi, în primul rând... se ștergăm o memorie, nu? Da, așa e. Șușman uh, moare în decembrie 1951. Trebuie să spunem că, la, că existau mai multe variante. Uh, unii au spus că s-a sinucis. Uh, istoricul Gheorghe Petrov o părere, eu mă realiez aceste opinii, că nu s-a sinucis. A fost ucis pentru că atunci când i-au găsit rămășițele, au găsit niște alice înfipte în în oasele da. lui. Opinia uh, mea este că el s-a sinucis și argumentez imediat. Uh, el a avut un spirit de samurai. Pur și simplu. Folosesc o noțiune și, din, din și cu totul știm, altă cultură. Uh, uh, nu, el nu era cunoscut ca un om al credinței, în mod deosebit. Nu era cunoscut, șușman. Alții din grup, da. Uh, însă, el, odată ce a pornit pe calea luptei și a rezistenței anticomuniste, uh, a avut acest gând: ori cade regimul comunist, dar eu nu voi ajunge niciodată viu în mâinile lor. Acest punct de vedere a fost insuflat și cred că e cazul unic, în cazul tuturor grupurilor de luptători anticomuniști din munții României, a insuflat și celorlalți membri ai grupului Șușman aceeași atitudine. Cu toți au fost foarte ferm hotărâți de a nu ajunge vii în mâinile securității. Fiecare dintre ei, la figurat vorbind, avea în buzunar un glonte pentru el însuși și în mod real s-a întâmplat lucrul acesta. Exact, Și asta îmi spunea un, el, un bătrân el, din zona munților Apuseni, Ciurebia, se numea Filip Ciurebia, care spunea că uh, el, când era foarte, foarte tânăr, a murit de mai multă vreme, Filip Ciurebia îmi spunea uh, că eu l-am cunoscut pe Șușman, uh, l-am admirat copilul ăsta a fost și bătut, torturat de securitate da. ca să spună unde-i Șușman. Bineînțeles că nu nu știa și nici nu avea cum să spună și asta spunea, ultimul glonț îl țineți pentru voi, le spunea Șușman, Teodor Șușman, celor din grupul lui. Deci, din acest punct de vedere, cred că lucrurile sunt absolut indiscutabile și ceilalți membri ai grupului, deși erau foarte tineri, aveau 20 ceva de ani, uh, asumaseră la fel de profund acel ultim moment. Nu e o întâmplare că Feciorii lui, în 1958, mor cu mor. Acolo a fost o luptă, în 58 de vreo 4-5 ore, în care securitatea a încercat să-i scoată de vii din și ei, au refuzat. Și au ales moartea. Moartea absolut eroică. Da. Sigur că nu e o atitudine, din păcate, creștină. Dar dacă ne uităm cum privește Nicolae Steinhardt, Actul suicidal, în anumite condiții, el chiar spune. Poate că în anumite condiții, mult mai plăcut lui Dumnezeu decât lașitatea și compromisul dus până la orice fel de. Compromisul de, care te compromite. Până la orice fel de, de limită. Bun. Dar atitudinea lui din uh, 15 decembrie 1951 a fost una, totuși, așezată pe fundamente morale. De ce se sinucide Sușman atunci? Pentru că în primul rând, e într-o situație sufletească foarte grea. Murise nevasta lui la 50 de ani. El nu putut să participe la înmormântare. Unul dintre copiii fusese arestat. Trei dintre copiii lui erau arestați atunci. Da. Trei. Unul a fost cei prins mai, și cei mai mici au fost cei, luați. Traian da. în 48, da. cei mai tineri, Romulica și Emilian, fuseseră are arestați în noiembrie 1951. Uh, în sat, în răchițele, în fosta lui casă, fusese stabilit sediul miliției și al securității. Acolo era infernul. Erau anchetați, bătuți și chiar omorâți da. zeci de oameni din răchițele. Prietenii lui, cunoștințele da. lui, vecinii lui. Da. Uh, și în această stare, el hotărăște să-și pună capăt zilelor, după părerea mea, încercând să ia acel blestem de pe umerii familiei și de pe soarta consătenilor și nu numai din Răchițele. Povestea au fost prinși oameni din multe multe alte localități și din Alba și din uh, tragedia aceea și din uh, și din Oradea. Uh, eu cred că acest lucru l-a avut în minte Șujman atunci pe lângă faptul că el excludea uh, cu totul posibilitatea de a ajunge viu în uh, mâna securității. Bun el s-a împușcat Uh, a fost alertată imediat securitatea din răchițele, pentru că statul era într-o stare de ocupație de către trupele securității. El s-au dus, au încercuit șura, uh, l-au văzut întins pe fân în șura respectivă și au tras. Și cred că de acolo provin celelalte uh, cartușe găsite în grupului, În scheletul său, să zic așa, din momentul exumării care se produce în Eu, eu dezbat aici și îl -ă rog și pe prietenul nostru comun, pe Gheorghe Petro, să participe la o dezbatere: să discutăm despre șușmani, să vedem aici. Da, într-adevăr, pare foarte logic. Dar aș vrea să ne uităm acum spre viitor. Cum onorăm noi memoria eroilor din grupul șușman? Păi, uh... Nu s-a prea făcut mare lucru. Asta e problema. S-a scris câte ceva pentru recuperarea acestei pagini de demnitate, de eroism, de curaj al Lumii Moților, prin planul căreia se găsește și Teodor Șujman și grupul de partizan de la Urmar Urmașii familiei au pus o troiță mă rog, pe versantul Muncelului într-un loc bun uh, lângă drumul județean asfaltat care leagă localitatea Răchițele de pili. Acolo au fost, uh, fost reînhumate o seminte lui Teodor Șurșman după exhumarea din 2010 realizată de domnul Gheorghe Petrov și de Institutul de Studiere a Crimelor uh, Comunismului. Uh, eu cred că e prea puțin acest lucru pentru că acolo s-a consumat o tragedie, este din comun, care pe noi cei de astăzi nu poate să ne lase indiferență. Acolo au fost sute de ani de condamnări la închisoare și de ani de închisoare executați. Au fost lacrime, a fost sânge vărsat, a fost o suferință enormă. Pentru că nu au fost numai cei șapte, opt, zece, pe partizani. A existat o solidaritate inimaginabilă cu ei. Și nu ajungem la comparația cu Horea și cu represiunea care a urmat după da. lui Horea. Și atunci, cred că trebuie să facem mai mult de atât. Și împreună cu urmașii familiei Șușman, care nu sunt în Cluj, pentru că stau în Cernavod, de altă poveste, au putem fost să povestim acolo, fost despre mutați, ea. Da. Da. Copiii mai mici al lui Șușman, nu știu dacă pot să intru în da, paranteză sigur. aici. Uh, ei, eu au făcut din 1951 până la 1953 doi ani de închisoare. S-au întors în răchițele. Nu mai aveau unde locui, nu mai aveau unde sta, nu aveau bani, nu aveau mâncare, nu aveau haine. Satul venea după șase ani de teroare. Pur și simplu teroare. Nu cred că ne putem imagina ce a fost în răchițele în acei ani. Îl ratăm onorat să-i salută pe stradă. Atenție. Satul s-a în jurul celor doi tineri. unul dintre vecinii cu casa lui Șușman, deși acolo era securitate, îi, primește în casă. Să dezvoltă o atitudine de solidaritate cu ei. Oamenii se apucă, strângă bani, haine, mâncare, să-i ajute. Securitatea e deranjată de această stare. Și hotărăște să-i deporteze în Bărăgan. Ajung în zona fetești Cernavodă. Și de aceea, urmașii lui Emilian Șușman, cu mezinul familiei, a trăit în Cernavodă până la moarte, nu s-a mai putut întoarce niciodată în răchițele și împreună cu urmașii lui Emilian, Costel, Șușman, Doina, Șușman, soția și fetițele lor, Asociația Clubul Monarhiștilor Clujeni, vom încerca să realizăm un complex al memoriei luptătorilor anticomuniști din Apuseni, căruia noi am spus versantul partizanilor, Casa memorială Șujma. Ne dorim să reconstruim Casa Familiei Șujma, o casă moțească destul de modestă. Avem o descriere detaliată a acelei construcții, care a fost distrusă de către regimul comunist, cum bine ai spus, puțin mai târziu, în anii 70. Tot ce a fost bun în casă a fost luat de diversi apropiații ai. Partidului Comunist din zonă. Deci vrem să reconstruim acea casă și în ea să uh, încercăm să amenajăm, să realizăm un muzeu al rezistenților, al luptătorilor anticomuniști, ai partizanilor anticomuniști din Apuseni. Uh, în prim plan fiind uh, epopeea aceasta absolut răscolitoare după părerea mea, a familiei Șușman, dar acolo vor fi, dacă ne va ajuta cel de sus și vom putea realiza acest lucru, și secțiuni dedicate grupului Capotă de Jeu și așa mai departe. Sigur că e un proiect care va conține această casă pe care dorim să o amplasăm pe teren unde este Troița, unde este reînhumat Teodor Șușman, dar tot acolo ar fi minunat dacă am putea să amplasăm un fel de șură a partizanilor, fel de grajd al partizanilor, pentru că suntem în perioada Crăciunului, locul cel mai luxos la care puteau aspira luptători anticomuniști din munți în acea perioadă erau șurile din gospodării. Așa cum Iisus Hristos a născut în ropeștele. Și, bine, acele șuri au devenit din păcate, și uh, mormintele multora dintre ei, pentru că și frații șurmani au fost prins într-o șură, și Lucrețea, Juj, Mihai, Juj, Oneț Român, dar în zona Bihorului. Și la fel, pentru că am descoperit în documentele securității uh, cum își amenajau ei adăposturile în munte, uh, tot acolo fiind un versant uh, de munte. Uh, cu pădure, am putea încerca să construim și un asemenea bordel, o asemenea cazemată. Merită, merită onorată și memoria lui Nicolae Dabija, cel care a ocupat sigur. muntele Băișorii, i-a da. bătut pe și i-a pus să defileze strigând <laughs> să trăiască partizanii, regele și americani. Avem în vedere într-adevăr și uh, ceea ce a făcut Dabija. Da, sunt uh, foarte mulți oameni uh, de mare curaj care merită să fie onorați. Evident că aici uh, un asemenea proiect uh, nu se poate realiza nu se poate înfăptui fără uh, un sprijin din partea societății, din partea celor care înțeleg miza unei asemenea de mers, sprijin care poate să fie și moral, uh, dar nu trebuie să ne ferim și financiar. Avem nevoie de așa ceva pentru uh, a realiza acest reper al curajului, al eroismului, al demnității uh, moților și a românilor din anii 40 50. E o idee excelentă. Mulțumesc tare mult pentru participare la această emisiune. Succes cu acest uh, proiect și sper să ajung cât mai curând să-l văd realizat. Mulțumim frumos de, de Mulțumesc tare mult, uh, dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net.